Salutare și bine v-am găsit în PC Area, la al treilea clip pe ziua de astăzi. Acum discutăm despre oferta de telefoane de la Black Friday de pe Altex.ro și mi-au atras atenția câteva modele. Este vorba de iPhone 11 Pro, care este sub 4.000 de lei. Cam ăsta e prețul lui de lansare în state. După un an a mai scăzut și la noi prețul și a ajuns la 3.955. Și e un deal interesant pentru cei care vor un iPhone nou, cât se poate de recent, nu cel mai nou evident, și care au 4.000 de lei buget. Altfel, sigur, există și alte opțiuni, tot de la Apple, cu același procesor. Dar discutăm imediat. Apoi avem două Samsung-uri care sunt interesante, dar au procesor Exynos și mie nu mi-au plăcut procesoarele Exynos niciodată, așa că o să le sar. Poate sunt deal-uri bune. S20 cred că e un deal destul de interesant, S20 Plus. Dar eu v-am spus, nu mă mor după procesoarele Exynos pentru că au bateria mai slăbuță. Adică, mă rog, nu procesorul are baterie, ci telefonul are baterie mai slabă dacă are procesor Exynos. Și mergem la S10 Lite, care a fost un telefon de s-a vândut foarte bine în România, care a fost pe la 2400 de lei în vară și acum este 1700. Băi, fraților, e un deal excelent. Bate orice telefon în zona asta de preț. A71, M71, M50, toate. Are procesor Snapdragon 855, 8 GB de RAM, 128 GB de stocare, ecran AMOLED, e bun. Și da, eu l-aș recomanda cu toată căldura, baterie mare, duce o zi întreagă, extraordinar telefonul și update-uri de Android cred că o să mai primească cel puțin încă un an și un pic, deci suntem bine și pe partea asta. Note 10 Plus, doar dacă vreți să aveți stylus, altfel nu știu. Redmi Note 9 Pro, varianta de 128 GB cu 6 GB de stocare este 1100. Varianta de 6 GB cu 64 este 999. Aici avem și Poco X3 NFC și Poco X3 NFC are ecran mai bun, procesor un piculeț mai bun. Pare și ăla interesant, dar nu l-am văzut la ofertă. Oricum poate să fie pe undeva pe la un alt magazin online, cine știe. Apoi avem P40 Lite. P40 Lite a fost un telefon bun și bine vândut în România, din păcate n-are Google Play Services. Dar pentru cei care nu folosesc serviciile Google și se descurcă cu YouTube în browser, da. Eu zic că pare interesant. Procesorul am înțeles că e puternic. Îmi spunea un amic al meu, băi, e procesorul chiar foarte bun. Apoi, OnePlus 7T Pro. Dacă vreți OnePlus, da, dar altfel are același procesor, dar fix același procesor cu S10 Lite. Cred că totuși ăsta e 855+. Și ăla e doar 855. Simplu, diferența e de vreo 10%. Dar, na, ce să zic. Ăsta are avantajul că are ecranul un pic mai bun, cred. Că e mai de calitate panoul. Cameră motorizată. Refresh rate de 90 de Hz. Sau, da, cred că 90 de Hz are. Nu știu ce să zic. Poate sistemul de operare. Sistemul de operare face toți banii la OnePlus, că e foarte bine optimizat. Apoi avem, la 1999, iPhone SE 2 de 64 de giga. Preț bun? Băi, el a fost lansat pe la 2500, deci da, prețul este bun. Acum, nu știu ce să zic, în state e vreo 1600-1700 de lei. Dar hai să nu mai fiu cârcotaș și să spun că e probabil cel mai mic preț pe care o să vedem anul ăsta la el. Dacă nu l-am mai văzut deja pe la alte magazine. A51, speram să fie sub 1000, nu. Este 1100. Și la 1100 mai bine vă cumpărați altceva. Nu, ăsta clar nu. La 1100 nu, o să vă mai avem niște dealuri mai interesante un pic mai jos. Huawei-ul ăsta de buget. iPhone 11 Pro în alte culori și avem iPhone 11. Cineva sperea să fie sub 3000 și eu am sperat să fie sub 3000, este 3200 pentru că probabil scrie pe spate că e făcut, mă rog, că e proiectat în California și are un măr mușcat. De aia costă atât de mult. Pentru un telefon care are doar ecran HD și este IPS, este scump. La banii ăștia avem P40 Pro 5G care are un ecran mult mai bun, camere mult mai bune. Deci nu sunt în aceeași ligă, clar. Numai că ăsta n-are Google Play Services și vă spun chestia asta pentru că unii dintre voi s-ar putea să aibă nevoie. Alte variante de S20. Avem și S20 Fan Edition. S20 Fan Edition este interesant că are procesor 865 și nu știu dacă nu cumva plus, ia să vedem, și e mai bun, are Exynos,
Au adus varianta cu Exynos în România? Ok, da. V-am spus, mie nu prea-mi plac procesoarele Exynos. Nu știu ce să zic. La 2299 avem tot SE2, dar de 128, adică se dublează stocarea. SD Celite alte culori. Un Motorola Moto G5G Plus, bla bla bla, la 1499. Merită? Păi dacă vezi neapărat 5G, da, altfel nu. Procesorul e mai slab decât pe ăsta, dar, hei, ce să zic, nu știu. Poate sunt unii care vor un telefon de genul. Apoi alte variante de Redmi Note, A51 alte variante și ajungem la un telefon care este destul de interesant și anume One Fusion Plus. E un telefon tot așa cu ecran full, fără notch, e un IPS cinstit, are o rezoluție de, cred eu, da, e Full HD și are un procesor Snapdragon 730. Acum, din ce știu eu, telefonul ăsta este și cu baterie mare, 5000 de mAh, nu știu dacă are NFC, cred că nu are NFC. Parcă ăsta era singurul lucru care m-a făcut pe mine să nu mă lel, că n-are NFC. Dacă are și NFC, atunci, da, văd că n-are, are senzor de proximitate, senzor de amprentă, cred că asta e singura chestie care îi lipsește. Nu știu cât costă să spui NFC pe un telefon, dar ar trebui să fie standard pe toate telefoanele din lumea asta. Pe Smart 2021, da, pare interesant, dar să știți că iarăși n-are Google Play Services, niște LG-uri care nici nu merită menționate, ecran HD, procesoare slabe, nu, clar. Motorola ăsta e interesant în sensul în care are 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, altfel este ecran Full HD și un procesor Snapdragon 662. Și cam asta e toată oferta de telefoane. Aș mai aștepta până mâine, sincer. Oricum, în Altex puteți să mergeți și fizic, deși nu vă recomand. Au fost și astăzi cozi, s-a îmbulzit lumea să cumpere S10 Lite, stăteau 200 de oameni la coadă, vă dați seama că nu stăteau foarte răsfirați, nu ocupau probabil toată parcarea, așa ar fi fost dacă stăteam cu distanțare socială, dacă ar fi trebuit să stea ei cu distanțare socială, că eu n-am fost acolo, e clar că ocupau o mare parte din parcare. Și eu zic că e mai bine să comandăm online în perioada asta, altfel, da, nu știu ce să zic. Dacă vezi un telefon de buget, orientați-vă totuși către acel telefon de la iMac, dacă o să-l prindeți mâine dimineață, că va fi bătaie mare pe el. Da, o să pun link-uri în descriere către telefoanele care mi-au atras mie atenția. Și la tablete m-am uitat un pic, da, sunt niște chestii interesante, poate Lenovo-ul ăsta, poate Samsung-ul ăsta pentru școala online, în rest nimic spectaculos să mă dea pe spate. Cam ăsta a fost clipul acesta, noi ne revedem poate diseară în live sau poate chiar mai devreme, nu uitați să dați like, să dați subscribe și să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați când mai postez. La revedere, o zi frumoasă și spor la cumpărături!